Să explic mai bine lucrurile. Pentru ce copilul își inhibă aceste trăiri vinovate? Pentru că are principii morale. Luați aminte. Trăiește împreună cu ceilalți, se străduiește să fie în ordine, are principii morale, dar ceea ce face nu are nicio legătură cu principiile sale. Astfel se creează conflictul. Întrucât are principii morale, nu suportă să se simtă vinovat, de aceea și inhibă sentimentele de vinovăție. Să luăm următorul exemplu. O gospodină vine de la sat să locuiască la oraș și vrea să facă pe orășeanca. Deoarece nu știe cum merg lucrurile la oraș, țăranca orășeancă se rușinează să scoată gunoiul afară, găsește un loc în subsolul casei și l-aruncă acolo. Aruncă acolo coș de pepene roșu, coș de pepene galben, coș de lămâi, coș de portocale, coș de banane și altele asemenea. Vă imaginați ce se întâmplă acolo după un timp? Nu vor rămâne așa cum au fost la început, ci încep să se strice, să putrezească, atmosfera devine dezgustătoare și răspândesc în plus și duhoare. Ce se întâmplă apoi? Dacă deschizi beciul, înțelegi atunci ce se întâmplă. Omul nu poate suporta sentimentele de vinovăție în conștientul lui și le inhibă acolo unde, așa cum spune psihologia, dobândesc autonomie și de unde încep să pună permanent presiune. Omul le aruncă acolo în subconștient, dar ele nu vor să rămână, vor să iasă. De aceea, în timp, încep să înțepe, sapă de acolo, iar într-o zi răbufnesc de o asemenea manieră încât boala se manifestă la un grad foarte înalt, într-atât încât poate vedea oricine că omul acela este bolnav. Aceasta nu înseamnă că mai înainte era bine. Nu era bine, dar exista subsolul. Ce poate și ce ar trebui să se întâmple în astfel de situații pentru ca cineva să nu pățească un astfel de lucru? Să luăm cazul cuiva care are un caracter slab, care are predispoziție și care nu poate să o scoată la capăt și cade ușor sărmanul. Nu-i nimic cu asta. Răul nu înseamnă numai faptul că cineva a păcătuit și a căzut în anumite lucruri. Răul este că nu întâmpină corect această situație. Adică, din cauza principiilor morale pe care le are și din pricina faptului că vrea să arate altora că reprezintă ceva, își inhibă sentimentele de vinovăție. În situația aceasta este nevoie să se hotărască să spună: există oameni pe lumea aceasta, exist și eu, un netrebnic, nu-i nimic. Și pe mine m-a adus Dumnezeu pe lume și va face și pentru mine ceva. Dumnezeu nu se teme și are puterea, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, din cele nenăscute ale lumii, să facă sfinți. Astfel trebuie să gândească omul și să se smerească. Așadar, tot secretul este ca omul să se smerească. Vă voi prezenta o schemă cu o imagine. Dacă în subconștient și în inconștient tronează smerenia și este plin subconștientul și inconștientul de smerenie, unde se vor duce toate acele sentimente de vinovăție? Nu mai pot să se ducă în jos, ci rămân sus. Oricât ar vrea gospodina din exemplul citat să arunce gunoaiele în subsol, nu poate să o facă dacă subsolul este plin cu pământ sau ciment. Smerenia, după cum știți, este totdeauna mai jos decât toate celelalte. Nu lasă niciodată nimic să se ducă mai jos decât ea pentru a se ascunde, ci le scoate pe toate afară, la vedere. Trebuie numai ca omul să poată suporta, adică să spună: Dumnezeu poate să mântuiască un nemernic ca mine. Dumnezeu mă va mântui și pe mine. Cum s-a mântuit tâlharul? Uite așa, spunând aceste cuvinte: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Ce înțelegea prin asta tâlharul? Înțelesese ceva ce nici apostolii nu înțeleseseră încă. Înțelesese că are pe Dumnezeu lângă el. Și un Dumnezeu care primește să se răstignească pentru oameni, mântuiește pe oricine dacă se pocăiește. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, a spus tâlharul, care nici curaj nu avea și nici virtuți. Nimic. Ca și vameșul de altfel.